Păi omul Bölen este fenomenal. Ce altceva mai face Loții Bölen în afară de fotbal, de antrenament, când ieșiți din birou acesta și mergeți acasă? Păi ce fac? Mai aveți timp de altceva? Îi dau telefoane, o sun pe maică mea în fiecare zi, de mai multe ori. Încercăm să mergem, avem de făcut niște cumpărături, poate. Așa să mă duc la fata mea când am zi liberă. La Nancy. E aproape aici, 50 de kilometri. Da, dar atunci și ele trebuie să fie libere, și ea trebuie să fie liberă, că altfel nu mă duc. Mă duc la, atunci când și ea este acasă și atunci și copiii. Cu nepoții? Da, am o nepoată și un mic diablă. Diavol? Da, vala. De ce? Îi spuneți așa? Păi îi spun de, pentru că îl iubesc, pentru că este unul, într-adevăr, băiat. Băiat. Cu ce vă duceți? Vă așteaptă cu dulciuri? Cu... Ah, păi da, sigur. Am prăjitura preferată, adică au prăjitura preferată pe care o primesc tot timpul de la mine. Și cum vă strigă? Bunicu? Nu. Nici nu mai știu. Am mai multe nume, dar nu le spun.